Plantarea însoțitoare este o strategie prin care anumite plante sunt plasate una lângă cealaltă pentru a produce beneficii precum creșterea îmbunătățită a aroma și pot oferi de asemenea controlul dăunătorilor. O combinație recomandată de plantare însoțitoare oferă de obicei un fel de beneficiu uneia sau ambelor plante sau aduce un avantaj suplimentar grădinii în general. Pe aceștia îi numim prieteni buni în diagrama de plantare însoțitoare. Unii pot avea o relație profundă, bazându-se pe hormonii vegetali naturali pentru a promova creșterea sau protecția. Alte relații pot fi la fel de simple ca una oferind umbră celelalte. Luați de exemplu combinația clasică de plantare a nativilor americani, trei surori, de porum, dovleac și fasole. Este perfectă pentru maximizarea randamentului în spații compacte. Porumbul crește înalt și subțire. El lasă spațiu liber pentru plantele de dovleac întinse dedesubt. Dovleacul umbrește solul și îl ajută să rețină umiditatea. Fasolea adaugă azot în sol, care hrănește atât dovlecei cât și porumbul și poate folosi porumbul ca spalier de sprijin pentru a urca. Pe de altă parte, unele plante nu se recomandă adesea să se planteze direct lângă altele. Aceste combinații pot cauza reciproc probleme, cum ar fi încetinirea creșterii. O combinație de acest gen în lumea plantării însoțitoare este cultivarea mazărei sau a fasolei în imediata apropiere a cepei și a usturoiului. Câteva teorii susțin faptul că usturoiul și ceapa sunt hrănitoare grele, în timp ce mazărea nu este și acest lucru face ca nevoile lor de fertilizare să fie incompatibile. Mazărea și fasolea adaugă de asemenea azot în sol, în timp ce ceapa și usturoiului nu-i prea place acest lucru. O altă idee este că sistemul sensibil de rădăcină de mică adâncime al mazărei și al fasolei poate fi perturbat de creșterea sau recoltarea cepei și a usturoiului din apropiere. Împerecherea plantelor de legume sau fructe cu flori precum gălbănelele, mușețelul sau cârciumerese este modalitatea perfectă de a atrage polenizatorii precum albinele și fluturii în grădină. Unele legume precum roșiile, fasole, ardei, mazărea sunt considerate autofertile. Asta nu înseamnă că nu necesită acțiunea unui polenizator pentru a dezvolta fructe. În schimb, multe alte culturi precum dovlecei, castraveții, pepene, fructe de pădure și pom fructifer se bazează pe polenizator pentru a produce. Totuși, albinele și fluturii nu sunt singurii pe care vrem să-i atragem în grădinile noastre. Plantarea însoțitoare cu ierburi precum busuioc, fenicul, coriandru, salvie și mărar va crea habitat, hrană sau va atrage în alt mod insecte benefice mici, cum ar fi viespele parazit, acarienii prădători și gărgărițele. Acestea joacă un rol important în controlul natural al dăunătorilor. Unele dintre cele mai bune și mai ușor de cultivat plante însoțitoare printre legume sunt florile și plantele aromatice, busuiocul, coriandrul, oregano, pătrunjelul, cimbru, gălbenelele, mușețelul și rozmarinul. Se pot planta unde doriți pentru a vă ajuta legumele.